spus de-a lungul vremii. Drum, uliță, pod și cale. N-a fost în țară stradă ca ea, mai vie și mai plină de istorie. E plămădită cu sufletul nostru. E calea victoriei. În 1692, calea Mogoșoarei, vechiul drum pe care Balor Mogoș mergea către moșia sa, deveni, prin ordinul dat de vodă Constantin Brâncoveanu, podul Mogoșoaie, deoarece fu pavat pe toată lungimea sa cu pârne de lemn ca un pod. În 1833, podul Mogoșoaiei este pavat cu piatră, dar trotuarele se lasă așteptate și apar abia 40 de ani mai târziu, exact la timp pentru a sărbători un moment extraordinar al României. Trecut atât de atrăgător, care Victoriei este